Cu ocazia lansării unei noi candidaturi pentru primăria sectorului 4, Daniel Băluță și-a făcut bilanțul investițiilor de până acum. Edilul i-a avut alături de el și pe Marcel Ciolacu și Gabriela Firea, care au avut numai cuvinte de laudă la adresa colegului lor. Întregul eveniment a avut loc într-un decor cu tematică. Șantierul viitorului patinoar Berceni Arena. Unde putea mai bine Daniel Băluță să-și lanseze noua candidatură pentru sectorul 4? În șantier. În acest patinoar, în această investiție care reprezintă, și nu întâmplător am ales acest șantier al patinoarului Berceni Arena, pentru că este inima comunității noastre. Și ne-a plăcut să începem această renaștere a sectorului 4 din inima cartierului, pentru că aici au trăit și trăiesc oamenii care au cea mai mare nevoie de ajutor. Pe lângă construcția noului patinoar, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, s-a remarcat și prin alte proiecte care au contribuit la dezvoltarea sectorului 4. Edilul s-a axat în cele două mandate ale sale pe dezvoltarea infrastructurii, a sănătății și a educației, însă nu a uitat de cine i-a fost alături în tot acest demers. Am alături o familie extinsă, o familie care a contribuit la transformarea acestui bucăți de București într-un simbol al dezvoltării. A ieșit un loc care este pe zi ce trece mai frumos, un loc în care oamenii au o bucurie nedisimulată în a trăi, a munci și a iubi. Nici prim-ministrul Marcel Ciolacu și candidata PSD la primăria capitalei, Gabriela Firea, nu s-au ferit de cuvinte mari. Daniel Băluță merge cu pași repezi către al treilea mandat. În primul mandat s-a ocupat de incendii și a construit o echipă performantă atât pe depunere de proiecte europene, cât și pe implementare, și a făcut viziunea, deoarece toată viața a crescut și a trăit în sectorul 4, a văzut cu exactitate nevoile bucureștenilor. Am fost, suntem și îmi doresc să fim în continuare o familie, prieteni, nu doar colegi. Ceea ce a făcut Daniel Băluță din sectorul 4 al capitalei arată care este calea, care este soluția și care este drumul drept în administrație. Să nu blochezi pe nimeni, toată lumea să muncească pentru comunitate, pentru oraș, să fii la dispoziție tuturor, iar cetățeanul să se simtă reprezentat.